găsit la o nouă ediție a emisiunii Pana mea de inspirație. Așa cum v-am obișnuit până acum, alături de mine se află psihoterapeutul Petra Iorga și facilitatorul în constelații familiare. Bună seara, Petra! Bună seara! Mulțumesc pentru că încă o dată ești alături de mine. Tema emisiunii noastre de astăzi este cum ne alegem terapeutul. Este un subiect interesant, având în vedere că de multe ori noi trecem prin anumite traume, prin anumite atacuri de panică, prin anumite depresii, anxietate și așa mai departe. Și ori rămânem cu aceste probleme de rezolvat, să le spunem așa, ori ne îndreptăm către un psihoterapeut, terapeut, psiholog și așa mai departe. Despre asta o să discutăm și astăzi, care să ne ajute în tot acest proces. Tu de câți ani ești, Petra, psihoterapeut și facilitator în constelații familiare, și dacă asta ajută până la urmă un om ca tine cu experiență să își pună amprenta asupra altor oameni cu care lucrează? Păi, de câți ani sunt? Eu sunt, așa, ca să zic, parcă sunt dintotdeauna, știi? Terapeut, dar nu asta are relevanță, ci are relevanță într-adevăr întreg procesul prin care e nevoie să treacă un om pentru a ajunge să facă terapie cu alți oameni. Pentru că știi că la un moment dat, uite, mi-am adus aminte acum, la un moment dat m-a întrebat într-unul din evenimentele de constelații familiale, când vă povesteam eu la fel din parcursul meu și cum eram eu în trecut, cum de fapt sunt mulți alți oameni care nu lucrează cu ei și sunt pe modulul ăsta de copy-paste, de a-și scoate la iveală toate furiile, frustrările, revoltele, toate stările emoționale pe care le au în ei, dar de care uneori nu sunt conștienți că le au și că au nevoie să lucreze cu ele. Și știi că spuneam că și eu am fost acolo. Adică zona de echilibru pentru a fi trăită, e nevoie să trăiești într-un mare dezechilibru la un moment dat pentru a putea să te reechilibrezi, ca să zic așa, și să ajungi în stadiul în care să dai mai departe din cunoaștere, să poți să susții alți oameni, da? Deci, practic, cum ar fi indicat să arate un terapeut, sunt multe de zis, dar ca să-ți răspund la întrebare, eu încă sunt în formări. Adică facilitator constelații familiale am devenit în urmă cu 3 ani. Dar uite, săptămâna asta încep o nouă formare a mea ca facilitator în pedagogie sistemică, da? Adică cumva vreau să lărgesc plaja în care să pot să ofer oamenilor contribuție și să putem să creștem împreună și la un alt nivel, da? Și știi cum e? Adică în ce mă privește pe mine, la un moment dat iar am fost întrebată când ai să te oprești. Păi nu știu dacă e cazul să te oprești din evoluție atât timp cât lucrezi cu alți oameni. E nevoie tot timpul să te updatezi, să te transformi, să crești și tu personal, da? Și formarea mea în a deveni facilitator constelații familiale, la fel, a fost un întreg proces. Adică e nevoie de ani de zile de lucru cu cei care te formează, lucru pe care îl faci tu cu sine, da? Pentru că la fiecare modul, de exemplu, de formare în care mergeam la Timișoara și lucram cu Barbara Morgan și cu Dragoș Diti, profesorii mei, lucram câte un modul, de fiecare dată ieșea câte o temă la iveală. De fiecare dată, și aici când zic temă, mă refer la tema de grup cu care venea grupul nostru, da? Care ne aflam în formare, dar și tema individuală cu care veneam ca intenție să lucrez, da? Și la fiecare modul, practic cu fiecare modul cu care tu te duci acolo să mai crești, să mai pui o cărămidă în devenirea ta ca viitor terapeut sau viitor facilitator sau viitor psihoterapeut, de fapt e despre lucru cu tine, da? Și
Formarea, de asta spun, formarea mea nu se oprește. Am făcut formarea ca facilitator, am început formarea ca psihoterapeut, închid formarea ca psihoterapeut și apoi nu mai fac nimic. Adică, ok, pot să spun asta, nu mai fac nimic că mi-e de ajuns cu atâta cunoaștere, dar pe de altă parte viața vine și ți arată că e nevoie să te updatezi tot timpul. Da? Și cam asta ar fi despre parcursul meu, așa, în câteva cuvinte. Despre cum am ajuns la zona asta de echilibru în care să pot să susțin și să ghidez alți oameni. Tot văd titulaturi ca psiholog, psihoterapeut, terapeut holistic, coach, da? Consilier de dezvoltare personală. Da. Știi cum e? Acum no offense, știi? Dar una e când ai făcut facultatea de medicină 5 ani de zile, 7 ani, făcut durează acolo 6 ani de zile și apoi ai făcut și rezidențiatul și după 10 ani abia de școală într-una ești domnul doctor. Și alta e când ai studiat tu timp de 2 ani de zile, nu știu, funcțiile inimii și începi să vorbești despre asta. Nu spun că cineva care este talentat la a studia medicina, dar fără să fi făcut facultatea de medicină, nu poate să fie mult mai în contribuție decât un om care a făcut facultatea de medicină și care nu este deloc pe calea lui și pe misiunea lui. A făcut facultatea de medicină pentru că părinții au spus asta sau ceva de genul. Adică nu merg nici către partea cealaltă, că doar dacă ai documentele după tine și mă dovedești tu că ești medic și din spațiul ăla îmi spui tu mie asta. Dar nici nu aș băga mâna în foc pentru cineva care face doar chestia asta și după aia vine să-mi spună și cum funcționează creierul, deși el a studiat doar cam care sunt funcțiile inimii. Dar spune dintr-un spațiu în care a studiat el foarte mult. Da, dar ai studiat inima, nu creierul, știi? Da. Și aici mi se pare ciudat, pentru că ne dăm psihoterapeuți sub această titulatură de consilier de dezvoltare personală sau, știi, ceea ce nu cred că este fair pentru nimeni. Ce părere ai? E un subiect pe care l-am atins și eu, că am fost la Iași weekendul ăsta la un nou modul de formare în devenirea mea ca psihoterapeut. Și în pauză exact asta discutam cu colegii, că de fapt diploma de psiholog pe care o obții în urma parcurgerii celor 3 ani de facultate este de-abia începutul călătoriei către dezvoltarea, creșterea ta și a da mai departe și a ajunge să lucrezi cu oamenii. Pentru că facultatea de psihologie îți oferă doar instrumentele necesare prin care tu să înțelegi cam ce este omul, cam cum este structurat, cam cum funcționează gânduri, emoții diverse, da? Tipare comportamentale, de ce? Dar, de exemplu, un psiholog, dacă nu face o școală de formare, e total diferit de terapeut, psihoterapeut, da? Pentru că e nevoie să faci o școală de formare. Ce înseamnă școală de formare? Da? Cum fac eu școală de formare în psihoterapie? Cum am făcut formarea ca facilitator constelații familiale? Pentru că există un întreg proces prin care e nevoie ca tu să treci, să poți să te schimbi, să te transformi, să lucrezi cu tine pentru a putea să lucrezi cu ceilalți. Diferența o face nu diploma pe care o are un om sau lipsa diplomei. Diferența o face parcursul pe care îl are omul respectiv în devenirea lui ca terapeut, psihoterapeut, da? Pentru că, exact cum am mai scris la un moment dat un articol, a citit 3 cărți, a merge la, și chiar o zic la fel, no offense, da? Dar a citi toate cărțile, de exemplu, din colecția Secrete de familie, Bert Hellinger, Un val în ocean. Sunt o grămadă de cărți care există pe piață acum din domeniul psihogenealogiei, din domeniul vindecării rănilor, din domeniul vindecării traumelor, da?
Sunt foarte mulți oameni care au acces, evident, la această informație, dar asta nu te face un terapeut. Nu te face să devii terapeut. Faptul că tu citești 50 de cărți pe același domeniu. Da? Asta înseamnă doar că ai niște cunoștințe pe care tu ți le iei din cărțile respective. Dar ca să poți să devii terapeut, e nevoie ca aceste cărți pe care eu le primesc ca instrumente de a aduce aport, de exemplu, în instrumentele pe care le primesc la fiecare modul în formarea mea, atunci când vreau să devin psihoterapeut, facilitator, constelație sau tot. Deci toate astea sunt un cumul. Dar în primul rând e nevoie ca eu să lucrez cu mine pentru a putea să dau mai departe și să ajung în stadiul în care să știu să conțin spațiul emoțional al unui om, da? În care să fiu prezent, pentru că altfel, știi ce se întâmplă? În ghilimele, omul respectiv care declară că este coach, terapeut, consilier, ce este el, va ajunge să preia tema de lucru a omului care vine către el. Și de foarte multe ori, dacă nu ești lucrat, adică dacă nu ai lucrat cu tine, cu copilul interior, cu adolescentul rebel, cu tot, da? Vei cupla la suferința celui de lângă tine și ai să intri în povestea lui. Intrând în povestea lui, nu vei mai putea să fie acolo spațiu de conținere emoțională, da? E firesc și normal să simți empatie, să simți compasiune, să ajungi poate uneori să te pui în locul celui care vine către tine, da? Dar e total diferit de a intra în povestea lui și a trăi povestea lui odată cu momentul în care el îți spune o anumită situație din viața lui, da? Și cumva asta face de multe ori diferența. Pentru că, de exemplu, eu cu toți terapeuții cu care am lucrat până să ajung în procesul ăsta de facilitator, de psihoterapeut în devenire și tot, eu nu am întâlnit și am lucrat cu psihoterapeuți buni. Nu că mă laud, dar chiar am știut să aleg, da? Eu nu am întâlnit terapeuți care să intre în reactivități emoționale, care să ridice tonul, care să se înfurie, care să devină agresivi. Și cumva, referitor la cum ne alegem terapeutul, indicat ar fi ca, de exemplu, la o ședință sau la primele două ședințe, atunci când omul se duce către un psiholog, terapeut, coach, ce este, da? Să plece de la premisa, hai să văd ce este dincolo de omul care are cunoaștere. Ce face omul ăsta? Pentru că dacă te duci către un om și el îți spune cum să faci, aia nu înseamnă terapie. Nici măcar ghidare, nici măcar consiliere, nici măcar un proces de coaching. Da? A te duce la un terapeut și terapeutul să îți spună cum ar face să fie în locul tău, nici aia nu-l face să fie un bun terapeut, ca să zic așa, da? Pentru că, ok, eu pot să mă pun în locul tău, dar nu sunt în locul tău, iar experiențele noastre prin care noi am trecut sunt total diferite. La fel și percepțiile noastre sunt total diferite și trăirile noastre sunt total diferite legate de o anumită situație. Și automat, cum aș putea eu, din care loc interior îți spun eu ție, Gianina, știi, eu o să fiu în locul tău, n-aș mai face asta. Du-te și divorțează, du-te și nu mai sta cu partenerul ăsta, că n-ai de ce să stai. Îți pierzi timpul. Adică, din care loc interior aș face asta? Când rolul meu ca terapeut este să văd dinamica care se află în, de exemplu, într-o relație de cuplu, cum cei doi oameni ajung să se manifeste în relația de cuplu și datorită cui se manifestă așa. Adică lucrurile sunt de o manieră în care, pentru a răspunde la întrebarea cum ne alegem terapeutul, e nevoie să ne uităm un pic și în ce l-a făcut pe acel om să devină terapeut. Și care e procesul sau timpul
pe care și l-a alocat în a deveni terapeut, în a deveni coach, în a deveni, da? Știi ce mă gândesc, Petra? Că sunt mulți oameni pe care cei drept i-am auzit și eu spunând că băi, decât să mă apuc să iau acum de la zero, să fac 3 ani de zile facultatea de psihologie și după aia încă 2-3 ani de zile nu știu ce formare, păi mai bine uite, la experiența pe care eu am depus-o în cursul meu de cunoaștere de sine și de vindecarea traumelor, pot să-i ajut și eu din spațiul ăsta pe alții. Nu știu acum cât de corect e, că până la urmă știi și tu foarte bine că sunt anumiți oameni care sunt talentați la a vindeca sufletele oamenilor. Și uite, mă refer aici la Ana Maria Ducuță. Da. Ea recunoaște, nu are facultatea de psihologie, nu e psihoterapeut. Într-adevăr, a avut-o pe mama ei în familie și pe care o are, care este psihoterapeut și practic a crescut lângă maică sa în toate problemele pe care mama ei le discuta cu pacienții, da? Dar ea este talentată pentru că eu o ascult și efectiv mă vindecă de fiecare dată când o ascult. Și n-are psihoterapia făcută, ci doar este doctor în istorie. Cumva n-are nicio treabă, dar vindecă prin cunoașterea ei. Adică sunt și oameni de genul acesta, știi? Păi, sunt de acord cu tine pentru că și dacă, de exemplu, vorbim despre mine, da? Și eu sunt în stadiul în care am mari daruri, de care sunt foarte conștientă că le am și că contribui către fiecare om care vine către mine cu acel ceva pe care nu l-am obținut din formările mele, da? Sunt abilități native pe care le am și evident că nu le-am obținut din formarea mea. Dar cu toate astea, un om care trece printr-un proces de autocunoaștere, de introspecție, de lucru cu sine, da? E total diferit de un om care face doar o facultate și care se duce doar în zona mentală, da? Adică mesajul pe care vreau să-l transmit este că e nevoie să fii foarte conectat cu tine, cu cine ești tu, ca să poți să fii alături de un alt om. Pentru că dacă tu nu ești conectat cu tine și ești doar din zona mentală, în care știi o grămadă de lucruri, te vei conecta cu omul respectiv doar din zona mentală. Faceți schimb de informații. Dar în momentul în care ești conectat cu tine, cu emoțiile tale, cu corpul tău fizic, cu sufletul tău, cu divinitatea, cu intuiția ta, cu darurile tale, evident că reușești cu mai mare ușurință să cobori un om din zona mentală, în care e despre știu sau în care e despre n-am nevoie de terapeut, da? Pentru că negarea e primul pas în stoparea evoluției omului, da? Și evident că în momentul în care eu sunt conectat cu mine și cu tot ceea ce sunt eu, toate darurile mele, voi reuși să scot, pentru că văd, pentru că știu din interiorul meu, toate instrumentele pe care le am din formări, cu toate abilitățile, cu toate darurile mele, e acel știu din interiorul meu că pot să susțin omul respectiv și să-l aduc în zona în care să vadă și el ceea ce văd eu în el. Acel potențial, poate, sau acel blocaj în care este, sau acea emoție pe care o ține în corpul fizic și nu-i dă voie să iasă la lumină. Știi? Adică, da, sunt oameni care sunt înzestrați cu foarte multe abilități și daruri pe care le au nativ. Dar asta spun, chiar și așa, de exemplu, Ana Maria Ducuță, alte exemple din țară, da? Chiar și așa, omul ăla a lucrat cu el. Eu pe Ana Maria Ducuță nu am văzut-o să țipe în vreo emisiune. Sau să intre în reactivitate emoțională atunci când primește o întrebare, da? Lucru pe care sunt foarte mulți alți oameni pe care îl fac. Deci sunt mulți oameni care fac acest lucru, ceea ce pe mine mă duce în zona în care, ok, dacă tu ca
în ghilimele, terapeut, da? Te revolți, judeci, ești furios. Ești în zona asta de luptă, de instinct, de competiție, de revoltă, de răzbunare, de diverse. Păi cum aș putea eu să mă deschid emoțional atunci când vin către tine? Adică de unde știu eu că nu-mi dai și o palmă? Dacă mă intru într-o temă în care poate nu... Da? Bine, eu acum exagerez, evident, ca să duc discuția într-o anumită zonă. Da? Dar a lucra cu omul, cu emoțiile lui, nu e o joacă. Din nefericire. Sau din fericire. Deci nu e o joacă. Omul ăla are nevoie, dacă vine și își deschide sufletul, are nevoie să simtă că este conținut. Să simtă că se conectează. Să simtă că în momentul în care și-a deschis sufletul către tine, tu ești acolo să-l susții, să-l ghidezi, să dai tot ce poți din tine mai bun, astfel încât să-l faci să treacă de hăul în care se află. Pentru că sunt oameni care vin la terapie dintr-o zonă în care emoțional sunt atât de blocați, pentru că poate au un doliu neîncheiat, poate nu și-au dus jalea sau suferința legată de o pierdere a cuiva drag. Pentru că nici n-au știut cum să o facă, poate nici măcar nu s-au gândit că sunt într-o zonă de traumă. Da? Și în momentul în care tu ca terapeut îl duci în zona aia, evident că e nevoie să fii foarte conectat cu tine și cu toată compasiunea și acceptarea pe care poți să-i oferi omului de lângă tine ca să poți să ridici de acolo. Pentru că dacă tu ca terapeut îi spui, la asta ce n-au mai murit și alții, evident că nu se face așa. Dar știi, și eu am fost pe acolo și nu am reacționat așa. Un om nu are nevoie ca eu din rolul de terapeut să-i spun și eu am trecut prin asta, știu cum e. Asta eu spui după ce îl susții și îl ghidezi și spui, știi, și eu am fost acolo. Sau asta poate fi un instrument pe care îl folosești în momentul în care vezi că omul respectiv este atât de blocat, ca să zic, și atașat de povestea lui, încât nu reușești să-l scoți și poți să-i spui ca și zona de asta de empatie, să simtă că ești alături de ei, poți să-i spui, știi, am să-ți fac o mărturisire. Și eu am trecut printr-un proces de genul ăsta și știu cum e. Și hai să vedem acum cum mergi mai departe. Te țin de mână, sunt alături de tine și hai să vedem cum facem să ieși din zona asta. Știi? Dar deci, în momentul în care terapeutul îți spune, lasă că mai găsești alți bărbați, lasă că mai sunt și alte femei. Cam întâlnit situații, de asta dau exemple astea, da? Lasă că nu moare lumea la Gigel, nu moare nu știu cine la nu știu care femeie. Nu e despre asta, e despre omul respectiv suferă. Omul respectiv poate și-a pus speranțele în toată povestea în care este el. Deci, până la urmă, Petra, pe un terapeut, o psihoterapeut, coach, consilier de dezvoltare personală și așa mai departe, sau terapeut holistic, da, îl face să fie unul bun, nivelul de conștiință la pe care îl are, având în vedere cât de mult și de profund a lucrat cu el. Foarte bine ai zis, da. Un terapeut bun, nu neapărat dacă, nu știu dacă termenul ăsta de bun scoate în evidență acel lucru pe care noi vrem să-l transmitem. Dar un terapeut, pentru a putea să-i ghideze pe ceilalți, e nevoie să se afle la un anumit nivel de conștiință, asta e clar. Iar nivelul de conștiință la care e nevoie să fie este din zona de acceptare mai sus. Pentru că dacă ești din zona de acceptare mai jos, adică în instinct, în luptă, în competiție, în furie, în negare, în revoltă, în toate emoțiile astea, în tristețe, sunt și terapeuți care au trecut în zona de, sau poate mai sunt și nu conștientizează, în zona de tristețe, de depresie, da? E, uite că nivelul ăsta de conștiință nu e tocmai ok pentru a putea să ghidezi un alt om. Da? Dar în momentul în care tu ești în acceptare tu cu tine,
ți-ai făcut iertările cu cei din trecutul tău, ți-ai făcut iertările cu tine, ți-ai făcut iertările în ce privește relația cu divinitatea. Da? În momentul în care tu ești într-o zonă de pace și liniște interioară, poți să-l ridici pe cel care este în zona de negare sau de furie sau de tristețe profundă, de depresie, de anxietate, de atacuri de panică. Poți să-l ridici. Dar în momentul în care tu ești în furie și vine un om, că eu nu le zic nici pacienți, deși formarea ne spune că e nevoie să le zicem clienți, le zic oameni care vin către mine, da? Deci dacă omul care vine către tine, tu din zona de a fi terapeut, ești în furie și cel care vine către tine este tot în furie, păi dacă furia lui cuplează cu furia ta sau furia ta cuplează cu furia lui, nu e zona de echilibru, e doar balanță între care e mai furios decât celălalt. Pentru că e posibil să ajungi în stadiul în care să faci schimb de povești. Ori asta nu înseamnă a face terapie cu cel de lângă tine, pentru că cel care vine la tine nu vine să-ți asculte ție povești. Cel care vine la tine vine să fie ascultat, auzit, văzut, onorat, respectat, ghidat, vindecat și eliberat. Da? Și nu vine în zona în care tu să pui poveste peste povestea lui. Că nu e despre tine. Și uite, și mi-a venit acum și dau voie, scuză-mă. Dar mi-a venit a fi un bun terapeut e despre a nu fi despre tine. Nu e niciodată despre tine. Tot timpul e despre cel din fața ta. Pentru că dacă tu ești în zona de manifestare a ego-ului tău, nu ești un bun terapeut. Și nu o zic din zona de judecată. O zic din zona de observare și constatare. Deci nu e despre tine niciodată. În evenimentele de constelații familiale, de grup, nu e despre mine. Niciodată n-a fost. Și niciodată nu va fi. Ci e despre ce pot eu să fac astfel încât să pot să susțin tot grupul. Astfel încât să pot să susțin 4 zile de tabără, indiferent că știu că după aceea în ghilimele pic și am nevoie de 2 zile de somn sau de relaxare sau de pauză vocală, știu că 4 zile sunt acolo. Și nu o zic din zona nici de sacrificiu, nici de autosabotaj, nici de a dori să demonstrez că pot, nici din să vă arăt eu vouă cine sunt eu. Na, niciodată nu e despre asta. Și de fiecare dată e despre sunt aici pentru voi. Dar dintr-un spațiu de prezență și echilibru. Ce am zis acum n-a fost să scot în evidență ego-ul meu. Da? Ce a fost doar un exemplu în care de fiecare dată nu e despre terapeut, ci e despre omul care vine către terapeut și nevoile lui. Dacă noi suntem la început în ale terapiei, să zic așa, și sau nu știu, este cineva de aici care o să urmărească la un moment dat emisiunea, dacă o să ajungă la el cumva sau ea, și o să zică, bă, ok, uite, sunt niște informații interesante cele pe care le-am auzit aici. Dacă eu m-aș duce către un terapeut și aș fi la începutul meu, da? Sau, repet, oricine altcineva de aici, cum mi-aș da seama că terapeutul ăla nu e în echilibru? Păi asta ziceam. Am varianta că atunci când mă duc la el, la cabinet, să observ cum mă simt. Cu fiecare întrebare sau cu tot ceea ce îmi spune el, terapeutul. Cum percep terapeutul? Adică mă simt în siguranță, simt să mă deschid, simt că parcă există așa un blocaj, parcă nu știu cum, nu-mi vine să mă deschid. Că știi cum e, intuiția sau alții oameni zic instinctul, da?
Intuiția spune, am încredere, nu am încredere în acest om. E primul impuls pe care îl simți, da? Uh-huh. Poți să-ți dai seama despre cum se comportă cu tine în timpul ședinței respective, cât de atent și prezent este. Păi ce înseamnă să fii atent și prezent într-o ședință de o oră, o oră și ceva? Înseamnă să fii acolo, doar acolo. Nu iei telefonul să vorbești la telefon, nu răspunzi la telefon doar în condiții de extremă urgență, da? Adică sunt acolo. Păi cum ar fi ca, de exemplu, atunci când e o persoană la cabinet și lucrez și începe să plângă, eu să răspund la telefon și să mă sun tu și să încep să râd cu tine. Hai mă, Geana, ne vedem în weekend viitor și mai vorbim. Nu e nici profi, nici moral, nici etic, nici cum. Da? Nu e despre asta. Deci a fi... A ști să alegi un terapeut e despre cum te simți lângă omul respectiv și a-l observa. Adică omul să-și ia timp ca în ședința respectivă să vadă ce mă face pe mine dacă e să vin și ședința următoare și ședința cealaltă și cealaltă. Ce mă face pe mine să aleg să vin către omul respectiv? Să-l observ, pur și simplu. Pentru că nu doar terapeutul își alege oamenii cu care lucrează, ci și omul își alege terapeutul. Dar omul care își alege terapeutul e nevoie să mai vadă și pe lângă. Iar acum Facebook oferă o grămadă de informații. Da, despre un viitor psiholog, terapeut și tot. Da? Și poate că ar fi bine atunci când, de exemplu, caut un psiholog sau un terapeut să intru pe contul lui și să văd niște lucruri. Ce postează, ce prieteni are, ce îi place să facă, ce preocupări are. Și asta mă poate duce în zona în care să obțin informații despre viitorul om la care eu vreau să merg sau către care eu vreau să merg să încep un proces terapeutic, da? Pentru că, nu știu, dau un exemplu. În ghilimele, un terapeut care face 5 lucruri, care are 5 joburi, nu știu dacă e terapeut. Pentru că a fi un bun terapeut înseamnă să fii doar pe domeniul ăla. Nu cânti noaptea în baruri și ziua ești terapeut. Poți să o faci din pasiune. Da? Da, a fi terapeut e despre toată energia pe care tu ți-o focusezi pentru a fi alături de omul respectiv. Știi? Pentru că mai devreme sau mai târziu, astea se simt. Ok, poate tu nu le simți când te duci la psiholog sau la coach sau la terapeut din prima ședință. Dar vei simți din a doua ședință. Important este să fii atent. Pentru că exact cum am zis, oamenii nu sunt atenți atunci când întâlnesc alți oameni. Și eu când zic că nu sunt atenți, nu mă refer că nu sunt atenți, că sunt, nu sunt în zona de atenție ce înseamnă prezență activă. Să observ cum se simte corpul meu lângă alt corp, să observ cât de ce îmi transmite energia omului respectiv. Că îmi transmite. Cât de mult se uită în ochii mei când vorbește cu mine. Pentru că ai văzut că mai sunt și oameni care la fel declară că sunt terapeuți și se uită în oricare alt loc, dar nu în ochii omului care stau de vorbă. Și asta spune mult despre omul respectiv. Dar știi că unii poate să spună, da, dar noi suntem ca popa, știi? Fac ce zice popa, nu ce face popa. Și dacă tu faci ce zic eu, deși eu nu fac așa, e bine că faci tu, știi? Da, și evident că, uite, acum știi cum e, marea majoritatea terapeuților au trecut minim printr-un divorț. Da? Pentru că mulți dintre ei n-ar fi ajuns terapeuți dacă nu ar fi trăit viața pe care au trăit-o. Pentru că asta te face să te apuci de o facultate de psihologie, să te duci către o formare, da? Pentru că îți dai seama că viața ta nu a fost așa simplă.
Dar ca om care aleg un viitor terapeut, unii sunt, da, se uită și la viața personală. Da? Alții se uită doar la viața profesională. Cum a devenit omul ăsta terapeut? Hai să văd ce formare are, ce știe să facă, ce recomandări are. Da? Cine îmi poate recomanda? Dar poți să intri pe Facebook și spui, am o întrebare, cine îmi poate spune despre terapeutul cu tare? Și sunt convinsă că sunt o grămadă de oameni care vor răspunde. Da? Deci, a-ți alege un terapeut cu care să rezonezi, e nevoie să vezi cum te simți din prima sau a doua ședință. Dacă simți că rezonezi, mergi mai departe. Dacă simți că ți-e de folos, mergi mai departe. Dar dacă vezi că acel om ridică vocea, intră în reactivitate emoțională, judecă, emite păreri personale, face proiecții, vorbește din scenarii. Asta nu înseamnă a fi terapeut. Da? Cam cât i-ar lua unui terapeut de genul acesta să devină unul care să fie în echilibru și să poate să lucreze cu alți oameni din spațiul ăsta? Poate să ia sau poate să nu ia? Adică... ani de zile. Eu aș putea să zic, știi că există un studiu prin care, și chiar mă gândeam la chestia asta zilele trecute, devii expert într-un domeniu după ce ai 10.000 de, 10.000 de ore de lucru în domeniul respectiv. Că dacă ne raportăm la 10.000 de ore de lucru, ce înseamnă asta? Deci, pentru ca eu să devin un bun terapeut, e nevoie să lucrez 10.000 de ore cu oamenii. Dacă e să împărțim 10.000 de ore la numărul de luni, la numărul de zile pe lună, la tot, o să ne dăm seama că e nevoie de minim 3 ani. Ca eu să declar că sunt terapeut. Adică am lucrat de 3 ani de zile, lucrez în continuu cu oamenii și asta mă aduce în stadiul în care pot să zic că sunt la nivelul de terapeut. Expert în, doar în domeniul ăsta. Da? Mm-hmm. În care eu mă duc la un curs de formare care durează 3 luni, iau o diplomă și apoi declar că sunt terapeut, fără să fi lucrat cu oamenii, aici s-ar putea că e nevoie să mă mai gândesc dacă aleg să mă duc la omul respectiv către terapie sau nu. E adevărat că fiecare dintre noi la un moment dat începe de undeva. Da? Și nimeni nu devine, exact cum am zis, după ce faci o formare, nu ești terapeut, devii terapeut. Ești doar cu diploma respectivă sau cu cursul respectiv, da? Dar uite, exact cum vorbeam la fel cu colegii la cursul nostru de formare. Păi e diferență între a termina facultatea de psihologie la 23 de ani și e diferență în omul care sunt la 40 de ani, care am terminat facultatea de psihologie la o vârstă adultă, în care am trecut și prin viață, în care, eu nu zic acum, Doamne ferește, că nu dăm, că, exact cum am zis, poate mă contrazic uneori, dar generația tinerilor 20 ceva de ani sunt foarte conectați cu ei la nivel emoțional și de abilități și de tot, da? Doar că înțelepciunea ți-o oferă viața trăită și nu cărțile citite. Da? Și poți să fii un terapeut în tocmai și datorită vieții pe care ai trăit-o. Deci e un cumul pentru a putea spune că terapeutul este la nivelul în care să poată fi în zona aceea de echilibru de care omul are nevoie pentru a putea să treacă printr-un proces terapeutic. Da? Adică dacă terapeutul nu este în echilibru cu el însuși, mai devreme sau mai târziu va ieși la iveală acel dezechilibru interior. Și ăsta e un dezavantaj, ca să zic așa. Da?
Dar în momentul în care terapeutul este în zona de echilibru, de acceptare, de detașare, dar detașare nu că nu-mi pasă, detașare înseamnă că sunt în locul de observator. Observ și doar observ. Fără să proiectez, fără să judec, fără să etichetez, fără să mă revolt, fără să mă înfurii. Asta înseamnă să fiu terapeutul detașat în zona de observare, care să pot să, din înțelegerea profundă, să pot să fiu acolo și să creez spații de conținere a omului. Da? Altfel sunt doar în zona de emisie și reacție. Revolt. Judecăți și reacționez, nu răspund. Știi? Revolta de unde vine, Petra? În general, n-are neapărat legătură cu subiectul, dar e ceva ce mă interesează pe mine. Și dacă tot ai zis, păi poate avea mai multe rădăcini, ca să zic așa. Poate veni și dintr-o furie, poate veni și dintr-o frustrare, poate veni și dintr-o nevoie de control. Sunt multe zone din care pot să simt revoltă. Simt revoltă pentru că lucrurile nu se întâmplă cum vreau eu și sunt revoltat. Simt revoltă pentru că pentru că pur și simplu cineva mi-a apăsat butoanele, da? Revolta e o stare care vine din multe locuri. Dar are legătură cu furia. Da? Și cumva, știi cum e, nu mai știu dacă am zis asta, în procesul de vindecare sau de ajungere la echilibru a unui om, e nevoie să treacă prin anumite etape. Da? Și etapele astea sunt negarea, în care eu spun că n-am nicio problemă, eu sunt ok, eu sunt echilibrat, eu sunt... Da? Cunoaștem. Am fost acolo, dar și cunoaștem oameni care sunt în zona aia. Foarte mulți sunt în zona aia. Da? După care, ieșind din zona de negare, te duci în zona de furie. Da? Poți să te întorci din nou în zona de negare. După care poți să te duci în zona de depresie sau de acceptare. Da? Și în momentul în care te duci în zona, te-ai dus în zona de acceptare, o iei mai ușor spre eliberare și vindecare. Da? Bun, și imaginez că terapeutul este în zona de acceptare, dar a ajuns în zona de a trăi, că și-a integrat, exact cum ai zis tu, la nivel de conștiință și-a integrat acceptarea. Este un întreg proces prin care e nevoie să treci pentru a-ți integra la nivel de conștiință o emoție. Să ajungi să o manifesti, să o trăiești zilnic. Exact cum e cu recunoștința, de exemplu, da? E pentru a ajunge să trăiești la nivel de conștiință, recunoștința, din zona de recunoștință, prima dată încep să scriu de 100 de ori că sunt recunoscător, da? Până creierul recepționează mesajul și vede că iau o nouă informație, după care mă apuc să o spun, da? Și e un proces de N zile, minim 21, ca să pot să formez un nou obicei, maxim 90. După 90 de zile se formează stilul de viață. Da? Deci și asta ține de un proces prin care e nevoie să trec. Da? Dacă pornim de la o singură afirmație pe care vreau să o integrez în corpul meu ca informație, în creierul meu ca informație, da? E nevoie de atât timp. Păi până ajung să trăiesc starea de recunoștință și apoi să manifest din starea de recunoștință. E mult de lucru. E foarte mult de lucru. E un lucru continuu pe care îl faci. Da? Deci, cumva, din ce înțeleg eu de aici, este nevoie ca și terapeutul să ajungă într-o stare de acceptare a clientului, indiferent așa cum e el, astfel încât să nu intre într-o stare de reactivitate emoțională, nu? Și să zică, să-l respingă doar pentru că i s-a părut că are o energie nașpa și zice ok, nu te mai primesc la mine, că mi se pare mie că energia ta e nasoală. Păi acum știi să facem o glumă, dacă ar fi să o luăm așa, cred că selecția ar fi foarte dur făcută.
la ușa terapeutului. Da? Pentru că evident că oamenii care vin la terapie sunt ori într-o zonă de furie foarte mare, ori într-o zonă de tristețe foarte mare, care sunt energii foarte joase, de joasă frecvență. Da? Și e nevoie, întocmai de aceea e nevoie ca eu, terapeutul, să fiu la un nivel mai sus, ca să pot să-l ridic pe omul respectiv, din zona respectivă. Pentru că, exact cum am zis, dacă eu sunt aproape de el, n-am cum să ridic. Picăm amândoi în aceeași gloată. Groapă. Ne murdărim amândoi. În loc să ne ridicăm, să pot să-l ridic, ne murdărim amândoi. Ori, terapeutul poate selecta oamenii cu care lucrează și evident că asta face. Că ajungi la nivelul în care să faci asta mai devreme sau mai târziu. Și să pui limite și să transmiți oamenilor cu care lucrez că am nevoie și eu de spațiul meu, de timpul meu, de refacere, de absolut tot. Și că nu răspund la telefon după o anumită oră sau sunt disponibil doar între orele astea și astea. Da? Pentru că e firesc și normal să fie așa. Fiecare om, indiferent de rolul pe care îl are în societate, are nevoie de timpul lui și de spațiul lui. Da? Și da, există sau poate exista această selecție a oamenilor care vin către terapeut. La fel cum și omul își selectează terapeutul. Da, înțeleg. E interesant de văzut chestia asta, pentru că, uite, de exemplu, ți-am zis și ție aseară un mesaj că am primit de la un grup de prietene că energie, cum au zis, că mi s-a schimbat, că parcă nu mai sunt eu, știi? Și mie mi se pare foarte interesant, pentru că eu trăiesc în casă cu iubitul meu, care este cel mai bun prieten al meu de dinainte, oricum să fim iubiți, și primul semn din care aș putea să intra concluzia că ceva neregulă cu mine sau nu mai sunt eu, clar este de la el, pentru că mă știe foarte bine, mă cunoaște foarte bine. Și l-am întrebat pe el după ce am primit mesajul, să zic, bă, ți s-a părut că m-am schimbat, adică s-a transformat ceva la mici? Nu, dimpotrivă, mi se pare că ești foarte ok. Dar de ce s-a întâmplat asta? Pentru că, vezi tu, eu când am fost săptămâna trecută la Galați și am lucrat cu tine în constelații familiare, am lucrat fix pe am luat puterea înapoi. Da. Nu mai contează cum, dar spre am luat puterea înapoi. Și acum normal că nu mai am aceeași energie, probabil în care m-au cunoscut ele, în care eram poate mai victimă decât sunt acum, în raport cu mine, cu viața, cu grupul de fete. Și normal că par oarecum transformată. Și după asta mi-a mai spus iar altă fată din acel grup că nu i-a plăcut, că nu-i mai place energia mea și că de asta m-a respins. Și asta mă surprinde, pentru că cumva fetele astea care mi sunt și prietene sunt lucrate cu ele, adică au lucrat cu ele, au cumva de asta m-au și băgat un pic în ceață, pentru că nu-mi spunea totuși cineva de pe stradă. Dar am înțeles după experiența asta și le mulțumesc mult și le sunt recunoscătoare că până la urmă omul este clar într-o continuă evoluție, dar are niște trepte pe care le depășește. Adică eu și acum un an eram în cunoaștere de sine și acum 5 ani eram în cunoaștere de sine. Dar asta nu înseamnă că acum 5 ani, chiar dacă eram pe drumul cunoașterii de sine, se compară cu cum sunt acum. Cu locul interior în care ești acum. Da? Poftim? Cu locul interior în care ești acum. Exact, exact, exact. Cu starea din care trăiești viața acum. E total diferită. Exact, și cumva asta vreau să te întreb pe tine, să-mi confirmi lucrul ăsta, dacă că până la urmă fiecare om, și cred că și terapeuți, eu nu știu care sunt cu adevărat șarlatani și care nu sunt, ci depinde de nivelul lor de conștiință pe care l-au în momentul respectiv, din ceea ce sunt ei atunci. Nu înseamnă că dacă, nu știu, acum, să zicem că eu acum câteva zile am lucrat cu cineva și mi-a dat un sfat pur și simplu și am zis, băi, stai puțin, că eu cu Petra lucrez și femeia nu-mi dă sfaturi, doar mă ajută să văd niște lucruri din viața mea. Nu înseamnă că cel cu care eu am lucrat acum câteva zile și mi-a dat un sfat înseamnă că mi-a luat banii degeaba sau e un șarlatan. Nu, la nivelul ăla este el atunci, nu? Da.
Mai e un aspect. Știi că se spune că ne alegem terapeuții și în funcție de nivelul la care suntem noi ca oameni, da? Sau că oamenii care vin către terapeutul respectiv vin pentru că și terapeutul respectiv a trecut poate prin acea situație sau prin, da, rezonanța, oglindirea, totul, da? E adevărat că suntem oglinzi și că viața ne duce exact acolo unde e nevoie să ajungem. Dar mai e un aspect. Viața ne duce de fiecare dată acolo unde e nevoie să ajungem. Oameni, situații, locuri noi, alegeri noi, totul, da? Dar să ne aducem aminte de fiecare dată că putem să alegem. Tot timpul. Aleg să rămân în această relație, aleg să rămân în această. Aleg să merg la același terapeut, aleg să rămân în această colaborare. Totul e alegere. Și modul în care eu aleg să merg mai departe este modul care îmi face viața pe care o trăiesc. Da? Eu mi-aduc aminte că toți psihoterapeuții, mi-aduc aminte de faptul că toți psihoterapeuții cu care am lucrat, de fapt majoritatea, se supărau când plecam de la ei. Adică când eu simțeam că procesul s-a încheiat și ca și cum ți-a spune ție, Petra, uite, eu nu mai simt să fac constelații o perioadă pentru că mi se pare că vreau să mi se așeze. Sau nu vreau să mai facem terapie unul la unul pentru că simt nevoia să iau o pauză sau simt nevoia, uite, acum să lucrez pe sexualitate și am găsit eu pe o tipă care se ocupă doar de asta, știi? Tu intri în postura în care, tocmai acum, Gianina, când încă se deschid alte căi și poți să putem să lucrăm pe altceva, bine, treaba ta ce faci, dar eu spun că nu faci bine. Băi, deci mă enervau atât de tare pentru că nu venea să cred, vezi pe mine chestia asta, mă bagă într-o revoltă, că de asta te-am întrebat, nu întâmplător. Nu că mi se pare nedrept, dar mi se pare foarte ciudat cum un psihoterapeut care este psihoterapeut, gen, este în echilibru maxim, s-ar zice, se supără pe mine că eu aleg să fac altceva. Adică nu Păi da, dar înțeleg asta. uite, o temă de lucru pentru fiecare dintre noi, ca terapeut și ca oameni, da? Este a nu lua lucrurile personal. Poți să trăiești viața fără a lua lucrurile personal? Poți să ajungi în stadiul în care să nu faci presupuneri? Vorbim de cele patru legăminte, da? Adică poți să, ca terapeut, poți să ajungi în stadiul în care după un an de lucru cu o anumită persoană, ești deschis și dispus să primești feedback-ul de la persoana cu care ai lucrat și persoana vine exact cum ai spus tu, da? Și spune, băi, simt că vreau să mă opresc. Ești dispus să nu iei personal și să-i dai omului libera alegere să meargă mai departe acolo unde simte că e potrivit pentru el? Pur și simplu, fără să ajungi în zona în care să spui întrebări, dar oare am făcut ceva greșit eu ca terapeut? Dar oare de ce? Oare se duce în partea aia altă sau așa? Știi câte persoane care au lucrat cu mine sunt acum către alți terapeuți? De ce? Nu că n-am fost eu bună sau nu le-am oferit eu ce au avut nevoie. E momentul să experimenteze și altceva. Da? E nevoie să se ducă și către o altă energie. Pentru că energia mea, tu ai văzut cum e, da? Zona de terapeut, blând, de compasiune, de tot, da? Dar sunt oameni cu care am lucrat, da? Și care acum sunt în zona în care lucrează poate cu un alt terapeut care e într-o altă energie. Mai dominantă, mai poate și mai masculină, poate și mai. Are nevoie să integreze și partea aia. Păi cum ar fi acum să stau să-i spun persoanei respective, dar tu ce faci, mă trădezi pe mine, eu care ți-am fost alături ca terapeut, când aveai cea mai mare nevoie și așa.
nu am cum să gândesc asta, pentru că este experiența omului și omul este liber să-și trăiască experiențele lui. Da, pot să observ lucrul ăsta, nu iau personal. Pot să pun întrebări de curiozitate, dar doar din zona de curiozitate, dar asta nu înseamnă că le iau personal. Știi? Adică e o mare diferență în manifestarea unui om care e în rolul ăsta de terapeut și care primește astfel de informații, ca să zic așa, din partea oamenilor cu care lucrează. Da? Nu pot să mai vin acum. Sunt în motive. Ok, e treaba fiecăruia. Cum ar fi să o iau personal din partea tuturor oamenilor cu care lucrez? Nu simt nevoia să mai vin. E ok. Important este că am fost alături de omul respectiv cât a avut nevoie. Și că locul interior din care era și își manifesta viața când a venit către mine ca terapeut este total diferit acum, după 3-6 luni, un an. Deci locul acela interior al omului respectiv este total diferit față de locul cu care a început când a venit la terapie, da? Și asta mi este de ajuns. Să mă facă să mă simt împlinită și recunoscătoare pentru că am putut să-i fiu alături pe parcursul ăla, 3 luni, 6 luni, 9 luni, 1 an, 2 ani. Da? Ok. Și uite, eu de exemplu am mai învățat un aspect. Pleacă oameni, vin alți oameni. E tot timpul un flux de oameni. Uneori vin oameni cu anumite teme. Uite, acum vin din ce în ce mai mulți bărbați. Rămân uimită că zilnic îmi scrie minim un bărbat. Am nevoie. Da? E minunat, evident. Da? Dar au fost momente în care lucram mai mult cu femei și relații de cuplu, de exemplu. Da? Dar acum vin bărbați singuri. Am nevoie de terapie. Ceea ce mi se pare fantastic. Da, deci sunt momente și momente. Sunt momente la fel în viața mea de terapeut, sunt momente la fel în viața fiecărui om care vine către mine. Oricine sunt eu să-i stopez alegerile? Sau cine sunt eu să spun ce e bine și ce nu e bine pentru omul respectiv? Din care loc interior o fac? Geana, nu e bine că te-ai răzgândit. Geana, nu e bine că pleci acum. Acum când, exact cum ai zis, acum când am lucrat pe nu știu care temă și deja... Zice, dar fix, adică din ce aduc aminte cuvintele respective? Fix acum când abia începi să te deschizi și te-ai deschis sau s-a deschis portița respectivă, acum alegi să pleci. Faci cea mai mare prostie. What the fuck? Adică... Greșeala vieții, nu? Adică mi s-a părut super strange și gândește-te că făceam asta după minim 6 luni. Adică eram... Adică nu făceam asta după o lună, două, zic, m-am dat de greu, hai că merg mai departe. Că tu mă știi foarte bine, nu sunt genul care renunță când e greu. Din potrivă, de ce mi-e mai greu, de aia intru acolo. Mai multe. Da, da, da. Exact, și stăteam după 6 luni, ziceam, băi, nu, cum mai acum. La un moment dat și ce m-am gândit, că vorbeam cu Andrei în casă, da? Și vorbeam cu Andrei și spuneam, băi, eu am impresia că ăstora le și place să lucreze cu mine pentru că sunt și destul de coachable. Adică e ușor de lucrat cu mine. Da. Știi? Și atunci iei banii mai ușor. Adică vine una la tine care rezolvi imediat pentru că femeia e deschisă, pune pe masă, tu, da, așa trauma aia, așa mai aia și vreau să rezolv aia și iei și niște bani frumoși. Normal că îți pare rău că îți pleacă clientul, știi? Nu știu, poate că gândesc prea dur așa, să nu se înțelege că nu sunt recunoscătoare oamenilor care m-au ajutat până atunci, dar le-am văzut și umbra asta și nu mi se pare ok să fie acolo, știi? Uite, păi un alt aspect ce mi-a venit acum ca informație. A fi un terapeut bun, dar mare atenție, bun nu înseamnă că judec, da? E din zona asta de terapeut, că toți terapeuții sunt buni. Pentru toți oamenii care apelează la un terapeut, indiferent de formări și de tot ceea ce e dincolo de, da? Și fiecare om se duce către celălalt om pe care e pregătit să-l întâlnească și cu care energiile rezonează, pentru care energiile rezonează împreună, da?
Ideea este așa. A face un terapeut bun este și acea persoană care, adică omul din terapeut, da? Este acea persoană care nu dă dependență. Pentru că pe mine nu mă ajută și nu mă împuternicește mai mult și nu mă satisface mai mult ca oamenii să rămână agățați de mine. Fără tine, Petra, nu mă descurc. Nu e despre asta. Pentru că rolul meu este să-ți ofer instrumentele cu care tu să lucrezi. Din data în care ai fost la mine, până data următoare, ai de lucru, că îți dau ceva de lucru. Da? Nu e despre și Petra, ce soluții îmi dai? Pentru că cu cât îi oferi omului mai multe soluții, cu atât omul se duce într-o zonă de neputință și de dependență. Adică se duce în locul de copil. Da? Ori treaba mea nu este să duc omul care vine către mine să se deschidă, să-l duc în zona asta de copil și de pierderea puterii personale, ci treaba mea este întocmai să-l împuternicesc și să-l ridic din locul de copil sau de adolescent rebel și să-l aduc în zona de adult conștient, care să fie conștient că e nevoie să-și ia propriile decizii din locul de putere personală, nu din locul de a pierde puterea și a-mi da mie puterea lui. Pentru că asta nu face decât toți oamenii cu care lucrez să-i duc în zona de dependență de mine. Da? Și nu e despre dependență de terapeut. Dar terapeutii fac asta conștient sau inconștient? Unii o fac conștient, cred, alții o fac pur și simplu fără să-și dea seama. Alții o fac poate pentru că mai au ei de lucru cu acest tipar de manifestare a dependenței și codependenței în relații. Nu știu, sunt acum am făcut presupuneri, dar e... Nu știu cum e. Știi? Eu, toți terapeuții, când am trecut eu prin procesele mele de terapie și formările, da? Nu am fost dusă sau ghidată într-o zonă de dependență, de a deveni dependent. Da? Da, tu ai zis că ți-ai ales bine, chiar ți-ai ales bine dacă n-ai trecut prin asta. Da, uite, bă, știi că eu am stat în Iași vreo 3-4 ani și mai știu cât am stat. Nu știu, cred că intuiția mea a funcționat de atunci. Și am ales terapeuții bine. Astfel încât atunci când am terminat procesul de terapie, nu știu acum că am lucrat cu un terapeut și am ajuns gata, eram super zen și tot, da? Dar țin minte că chiar mi-am adus aminte la un moment dat de un, că uite, a făcut o afirmație doamna respectivă, care e o fost terapeută de-a mea, Daniela, și pe care o salut dacă se uită la emisiune, că știu că s-a uitat la emisiunea trecută și a zis că a fost o super emisiune și că i-a plăcut mult. Și mi-am adus aminte de un moment pe care lucram cu ea în terapie și la un moment dat știu că am sunat-o, deși nu făceam chestii de astea, dar nu mai puteam, eram chiar într-o zonă în care nu mai reușeam să-mi duc emoțiile, atât de tare se accesase o zonă foarte veche în mine. Și știu că nu mi-a dat soluții. Da? Știu că evident că am simțit că este lângă mine, dar evident că nu mi-a dat soluții. M-a scos din emoție și din starea în care eram, dar mi-a oferit instrumente. M-a dus în zona de acceptare. Îți vine să plângi? A, plângi de două zile? Plângi până nu mai poți. Până ești acolo. Da? Până îți trăiești toată emoția, până nu mai este deloc acolo. Și asta recomand și tu? Tu ești prea blândă să ne lași așa. Suferință și chin. Eu știi cum sunt.
sunt în zona de conținere și crearea spațiului în care omul să poată să se deschidă și să se elibereze. Și asta este talentul meu, abilitatea mea și celelalte daruri pe care le-am. Fiecare terapeut, atât timp cât face bine sau îi face bine celui care vine către el, e ok. Dar fără să oferi soluții. Fă așa, nu e bine, n-ai făcut aia, ai luat o decizie greșită. Nu din zona asta. Din zona de ghidare, instrumente pe care să le ofere tot. Dar când terapeutul este așa, nu fă aia, drege aia, fă ce zic eu, că eu uite am așa, ce e acolo de fapt? E clar, e o problemă la el, dar ce e? Că-s curioasă. Păi exact ce am zis. Nu e despre cel care vine către el, e despre el. Despre el, terapeutul. Da? Ori treaba mea ca terapeut, repet, nu e să fie despre mine atunci când tu vii către mine cu povestea ta. Ci e despre a fi alături de tine, să te susțin, să ieși din această poveste, să ieși din această emoție, să ieși din această traumă. Da? Sunt două locuri total diferite. Sunt alături de tine. Te susțin, te conțin, îți văd suferința. Sunt aici să te ridic, sunt aici să te... Da? Nu e despre... Păi eu când am simțit tristețe și când a murit bunica, n-am plâns deloc. Nu e despre asta. Iar cel care vine către tine plânge, pentru că tu nu ai de unde să știi ce relație a avut cu bunica lui dacă el plânge. Da? Poate acolo a fost o relație foarte apropiată. Și evident că e afectat. Să nu înseamnă că dacă... Adică... A nu... Știi, o tendință pe care oamenii o au atunci când ajung terapeuți este să proiecteze. Să proiecteze. Da? Proiectez asupra celui care vine către mine părerea mea, scenariul meu. Dar nu e despre asta. Adică nu e despre mine. Asta vreau să transmit când spun nu e despre mine. Da? Și e despre omul respectiv și tu e nevoie doar să observi ce-ți povestește și să fii acolo să-l conții, să-l susții, să-l ghidezi. Dintr-o zonă de empatie, compasiune, acceptare, non-judecată, observator, activ, detașat, empatic, compasiv, iubitor. Adică e nevoie să-ți accesezi toată umanitatea din tine, toată iubirea față de omul de lângă tine. Și nu exagerez când zic iubire, pentru că e firesc. Și ai văzut că sunt constelații, mai ales în tabere, ai văzut că se lucrează foarte profund, da? Și sunt momente în care, indiferent cât de mult am lucrat cu mine, tot îmi curg lacrimile, dar toate astea continui să fiu acolo alături de om, da? Evident că mă impactează, evident că durerea și suferința omului, evident că este impactantă și pentru tine ca terapeut. Doar că e nevoie doar să-l susții, să-l ghidezi, să-l conții, să fii alături de el. Ceea ce, exact cum am zis, e total diferit de a trăi suferința odată cu el. Adică, știi, uite, exact cum imaginează-ți două femei la țară, de exemplu, care se întâlnesc, una începe să plângă și cum se întâmplă de obicei, da? Doamne ferește, n-am nimic cu femei de la țară, sunt minunate, adică nu, e modul în care se manifestă. Da. Și cealaltă începe și ea să-și spună povestea și apoi începe amândouă să plângă una pe umeri celelalte, știi? Dar chiar și așa, acolo înseamnă conținere. Înseamnă, băi, uite, eu văd suferința ta și tu mi-o vezi pe a mea, hai să plângem, să-i eliberăm și trecem mai departe, știi? Ei, dar un terapeut nu face asta. Un terapeut nu se așează pe umărul celui care vine către el să-i spunem, suntem în aceeași barcă de suferință. Nu e despre asta. E despre sunt în barcă cu tine, dar sunt aici să te ghidez. Cârmașul, cum se zice la canotaj.
Exact. Sunt aici să te învăț cum să vâslești din nou. Petra, ai adus aminte de constelații. Tu săptămâna asta vii la București, da? Pentru cei care sunt bucureșteni, m-ați întrebat, m-ați întrebat. Bine, Petra, în București, gata, nu vă deplasați ca mine la Galați. Da, weekendul ăsta e weekend de constelații în București. E o mare bucurie pentru mine din nou, pentru că Bucureștiul mi-aduce de fiecare dată pe oameni cu energie foarte diferite. La fel cum se întâmplă în Tauri, Cluj, Brașov, București, din toate colțurile din care au fost, da? Vin mulți doar din București, da? Energiile sunt foarte diferite. Și fiecare om, evident, că vine cu evenimentele super faine pentru fiecare dintre cei care participă. Eu sunt foarte bucuroasă că o să am și un membru din familie acolo, pe unul dintre băieții, soră mică, da? Și sunt super bucuroasă. Păi noi doi, de exemplu, suntem o familie și între... Da. Bine, și mai e și Răducu și el, dragul de el, dar na, el nu poate participa. Pentru că de fiecare dată când ajung acasă, stăm și povestim și mă uimește cum ce minte sclipitoare are la 21 de ani și ce conversații avem cu celălalt. Da. Și mă bucur că știu că și tu în sinea ta și nu neapărat în sinea ta chiar verbalizezi când îți verbalizezi bucuria când vezi că tineri adolescenți vin la constelații familiare, pentru că îți dai seama cât de mult pot transforma ei dinamica familiilor lor. Da. Pornind de la ei se schimbă totul. Și uite, mi-am aruncat ochii pe un mesaj care a venit. Și zice așa: dar poate că viața ta trăită la 23 de ani este mai intensă decât a celui de 40 de ani. Așa este. Eu nu contest. Eu nu am zis. Știam că e posibil să apară un astfel de mesaj, dar eu nu am zis că o persoană la 23 de ani nu poate fi un terapeut bun sau un psiholog bun. Da? Doar că înțelepciunea este dată de viața trăită, pur și simplu. Cu cât avansezi în vârstă, cu atât devii mai înțelept. E nevoie să înțelegem asta, dacă lucrăm cu noi. Că sunt și oameni la 70-80 de ani care nu au nicio treabă cu înțelepciunea. Și la fel, no offense, nu zic, e doar constatare și observare, da? Dar pe de altă parte, într-adevăr, cum zice persoana respectivă, eu am întâlnit foarte mulți tineri înțelepți. Și copilul meu are o înțelepciune fantastică. Care are 13 ani. Care are 12 ani, Ștefan, da? Da. Deci, înțelepciunea e o abilitate nativă sau dobândită pe parcursul vieții, în tocmai datorită experiențelor prin care treci. Da? Era legat de înțelepciune, nici de cum de faptul că o persoană până la 23 de ani nu poate trăi. Poate trăi mai intens decât unul care a trăit până la 40 de ani și de fapt n-a trăit mai deloc. Deci de asta suntem diferiți, suntem oameni și fiecare își trăiește viața total diferit. Uite, aceeași persoană a mai dat un mesaj. Un terapeut poate recomanda un alt terapeut? Dacă răspunsul este da, pe ce criterii se bazează această recomandare? Păi uite, de exemplu, dacă eu sunt în zona în care fac terapie și vin oameni către mine cu o problemă care ține de sănătate, cu diagnostic, să zicem, o boală, păi evident că acolo recomand un alt specialist. Da? Un medic specialist. La fel și medicul specialist poate recomanda un terapeut. Să recomand un alt terapeut, evident că pot să o fac. Dar e nevoie ca relația dintre mine și acel terapeut către care merge persoana care poate a lucrat cu mine, e nevoie să fie așa, dintr-o zonă de asta, de colaborare. Adică n-aș putea să recomand un terapeut pe care nu-l cunosc, unu, din recomandări, doi, din că poate am colaborat cu el sau am lucrat cu el, ea, eu personal, sau am avut
diverse colaborări, da? Evident că pot să recomand un alt terapeut. Ce simt că nu pot eu să fac, evident că pot să recomand. Că nu sunt... eu personal, da? Nu declar că sunt eu cel mai bun terapeut și alții nu sunt. Nu, nu e despre asta. Dar pe de altă parte, asta e o întrebare cu mai multe sensuri. De exemplu, ce m-ar face pe mine ca terapeut să recomand un alt terapeut, să-i recomand omului care vine către mine un alt terapeut? Păi nu știu, să zicem în cazul în care ai tu prea mulți clienți sau în următoarele două săptămâni ești plecată din țară. E adevărat, evident că recomand. Nu, da, ok, deci dacă omul are o anumită urgență și nu poate, nu pot eu să, evident că recomand. Da? Deci de asta zic, sunt o grămadă de situații prin care pot recomanda un alt terapeut, dar e nevoie să văd de ce să recomand un alt terapeut. Asta e părerea mea. Petra, tu cum vezi bărbații terapeuți? Pentru că mie, sincer, nu-mi plac. Eu n-am întâlnit, vorbeam zilele trecute cu Ovidiu Maxim, cu care mi-am făcut numerologia pentru a nu știu câta oară, dar eram curioasă și de perspectiva lui și îmi place foarte tare de el. Adică îmi place că e un tip de un tip blând, da, și îmi plac bărbații spiritual blânzi, în niciun caz ăia agresiv. Dar în general nu, eu nu am, de-a lungul vremii mele am lucrat cu femei și sincer și pe viitor mă văd lucrând cu femei. Mi-aș dori foarte tare să ajung să lucrez și cu un bărbat, pentru că aș putea privi, nu știu, și din altă perspectivă lucru cu mine însă. Însă nu am găsit niciunul potrivit și să mă dea pe spate. Mi se pare că unii dintre ei sunt agresivi, alții sunt prea blânzi și mi se pare că nu că nu fac față, dar mi se pare că trebuie și un pic de zvâc așa și de fermitate la cel cu care eu aș lucra. Sau sunt libidinoși, în sensul că au și alte interese la mine în afară de cele de a lucra cu mine sau și. Și atunci, clar, nu am întâlnit pe nimeni de genul ăsta. Însă vreau să te întreb pe tine, ce părere ai? Eu am lucrat cu terapeuți bărbați. Și cum e? Dar cu cei mai buni. Iar unul dintre ei este Manny Susri. Da? El ca bărbat în rolul de terapeut este foarte conectat atât cu manifestarea energiei masculine, cât și cu manifestarea energiei feminine din el. Este într-o zonă de echilibru, de prezență, de conținere. Ori de aia zic, depinde către ce terapeut te duci. Da? Pentru că Manny Susri, știu acum cam mulți dintre poate cei care se uită la noi, dacă nu, eu îl recomand. Evident, căsătorit chiar cu o româncă, nu? Căsătorit chiar cu, da, cu Elena, care e citadină de-a mea, ca să zic așa. Ce tare! Scuze că te-am întrerupt. Cum? Scuze că te-am întrerupt, dar vreau să punctez asta, că româncele sunt da. Tari. El, da, după aia Dragoș Riti, profesorul meu de formare în constelații familiale, la fel, este de o... De fiecare dată când mă conectez la Dragoș, la el ca profesor, ca mentor, ca terapeut, ca tot, pot să zic că am un sentiment de admirație și de respect față de el, încât chiar pot să afirm că dacă toți bărbații s-ar manifesta din zona asta în care se manifestă el, ar fi minunat. Și la fel, nu o zic din zona de judecată sau nu, ci de cum arată un bărbat în echilibru. Da? Un bărbat în echilibru care este terapeut. Ce are? Ca să știu și eu când dau de vreunul așa. Echilibru interior, care se transmite
se simte, se vede din postură, din tonalitate, din prezență, din, mă uit la tine și te văd, din o grămadă de aspecte pe care le poți observa atunci când alegi un bărbat ca terapeut cu care să lucrezi. Da? Așa, ca bărbați cu care eu am lucrat din rolul de terapeuți, doar atât. Adică, dacă ar fi, de exemplu, să recomand cuiva, eu aș recomanda să meargă la procesele astea terapeutice de tip Essence Process pe care le face Manisius Ray. Da? Ăla e doar un început de a te uita la tine mult mai bună cu alți oameni poți să, în interiorul tău. Și de zone în care intri în reactivități emoționale, de disechilibre, de tipare comportamentale, de multe altele, da? Și apoi să ajungi, de exemplu, să lucrezi cu un terapeut, că e bărbat, că e femeie. Dar, pe de altă parte, uite, dacă știi, dacă ar fi acum să facem o glumă, din momentul în care ai început să vorbești, uite, nu, eu nu vreau să fac terapie cu un bărbat, pentru că e așa, pentru că e așa, pentru că e așa. Dacă ar fi să o duc într-o zonă de glumă, ți-ar spune, mai avem de lucru la relația cu tata. Știi? Mai e nevoie să mai lucrăm acolo. Pentru că e adevărat, foarte multe femei se duc către alte femei din locul de terapeut care se manifestă în rolul ăsta de terapeut, da? Și asta de ce? Pentru că mă simt mai aproape de mamă și e firesc să merg un terapeut în energie feminină, da? Și evident că nu mi-aleg un terapeut în energie masculină dacă încă mai e ceva de lucru acolo la relația cu tata, cu bărbații din viața mea. Da? O persoană care ajunge la o zonă de asta în care se conștientizeze atunci când face alegerile de ce le face, adică, păi de ce mi-aleg un terapeut femeie? A, nu m-am gândit la asta. Păi hai să mă gândesc, de ce mi-aleg un terapeut femeie? Și de ce nu mă duc la un bărbat? A, păi știi că mă deschid mai greu în fața bărbaților, nu știu ce. E, aici e să-mi dea de gândit. De ce mă deschid mai greu în fața bărbaților? A, oare nu-mi dau voie să fiu vulnerabilă în fața bărbaților? Știi? Și automat, de aici pot veni o grămadă de teme de lucru. Da? Deci mă deschid mai cu ușurință în fața femeilor. A, deci sunt mai aproape de mamă și mă deschid cu mai mare ușurință către mama. Cu tata n-am avut nicio treabă, deci nu aleg un bărbat terapeut. Vezi cum se leagă niște informații? Da, da, așa e, dar la mine nu e asta. Adică sigur da, deci am dat un exemplu, știi? Și știu că nu e asta. Dar am dat un exemplu, adică putem să ne ducem și în zona asta în care... Da, da, nu, așa e dreptate și face foarte mult sens. Că normal, e ca și cum eu cu prietenele mă văd să vorbesc și să-mi spun despre sufletul meu. Dar cu un bărbat e ciudat să-i spun. Adică cum să-i spun unui bărbat, de exemplu, că sunt la menstruație și nu pot să mă văd cu el. Adică aud și cazuri de genul ăsta, știi? Da. Eu una sunt total invers, adică ea spune, nu mă văd cu tine pentru că astăzi de ce? Uite, mi-a venit menstruația, ok, adică... Da. Nu sunt bine eu cu mine, am nevoie să stau. Da, da, exact. La mine e chestia că nu am găsit pe nimeni înțelept. Mi se pare că unii dintre ei sunt niștocari. Dimpotrivă, ei nu sunt genul care să mă facă pe mine să mă deschid, știi? Adică eu mă duc, mă deschid și mă iau la mișto. Atunci lasă-mă, frățicule, în pace, știi? Adică nu mă duc, vin acolo cu toată inima deschisă să spun ție ce am și în loc să mă ascund, îi faci caterincă, știi? Păi nu mai îmi vine nici să vin la tine, nici să... Și de asta zic că în sensul ăsta am întâmpinat probleme și nu exclud, adică clar mai am și eu de lucrat cu mine și în relația cu mama și în relația cu tata, deși mă lucrez de 6 ani, dar straturi și straturi, n-avem ce să facem, nu scăpăm. De lucru cu părinții nu cred că o să scăpăm mai niciodată, tot timpul o să fie cu ei, indiferent că sunt în viață, indiferent că nu. Da. Așa văd.
Petra, ca o concluzie pentru seara aceasta, care ar fi primele criterii, primele, nu știu, 3 puncte, 4 puncte după care noi să ne alegem terapeutul astfel încât să fie bine pentru toată lumea, în primul rând pentru noi? Păi uite, prima dată aș cere recomandări, apoi atunci când merg în prima ședință m-aș uita cum mă simt și cum se manifestă terapeutul din cel ochi interior. Emite, nu emite judecăți, îmi dă sau nu îmi dă soluții, face proiecții, presupuneri. Da? Adică astea pot fi așa, niște mici tipsuri. Cum îl simt? Eu ca om, cum îl simt atunci când merg în cabinet la el? Îl simt deschis? Îl simt pe fugă? Simt că se uită la ceas și stai că ședința durează nu știu cât și e nevoie să mă încadrez? Sau e acolo pentru mine să mă ghideze, să mă conțină, să mă susțină? Da? Sunt foarte multe aspecte pe care e nevoie să le iau în calcul. Și un alt aspect pe care e chiar e necesar să le iau în calcul este să văd cât de prezent este el cu el. Terapeutul. El cu el însuși. Cât de prezent e. Cât de mult se uită la mine, cât de mult mă ascultă, cât de mult mă contrazice. Nu, nu e așa, stai că zic eu cum e. Și asta e enervant tare. Da? Asta face doar să se manifeste un joc de putere. Ori între terapeut și omul care vine către el, nu e nici despre joc de putere, nici despre superioritate, inferioritate, nici despre eu știu foarte multe, tu nu știi nimic. Mai ales în situația în care astăzi, chiar povestea tot așa o colegă de-a mea din grupa de formare, n-ai de unde să știi ce cunoaștere are omul respectiv care vine către tine. Omul respectiv poate vine la terapie pentru că pur și simplu trece printr-un moment celălalt dezechilibrat. Da? Păi de unde știu eu că omul respectiv care vine către mine nu e și alt terapeut? Poate eu nici l-am auzit de el. N-am de unde să știu. Da? Deci treaba mea ca terapeut este să fiu alături de omul respectiv dintr-o zonă de prezență, de atenție, de compasiune, de non-judecată, de acceptare, de onorare a celui care a venit către mine. Dintr-un spațiu în care nu e despre mine niciodată, ci e despre omul care a venit către mine. Că eu știu cine sunt. N-am nevoie să-mi confirme omul care vine către mine după ce pleacă după prima ședință, îmi zică, mi-am dat seama, ești bun ca terapeut. Mai vin și altă dată. Nu mă validează. Și nu mă duce într-o zonă de ok, mamă, ce bine că mi-a mai zis încă un om, ce bun sunt ca terapeut. Deci nu e despre asta. Nu e despre mine niciodată. E despre cum ridic omul respectiv. E ok, Petra, să mai schimbăm terapeuții? Adică, nu știu, lucrez cu tine o perioadă, după aia vreau să experimentez cu altcineva, să văd altă perspectivă. După aia, nu știu, poate peste un an să mă întorc la tine sau după o lună că nu mi-a făcut altcineva. Adică, sau tu ești de părere că cel puțin un an de zile sau jumătate de an sau trei luni de zile bine să se lucreze cu un anumit terapeut dacă l-ai găsit pe acel potrivit pentru tine? Dacă ai găsit terapeutul cu care simți că rezonezi și simți că e acolo și e cel care îți bifează task-urile alea despre care vorbeam, da? Mergi cu el. Dar mergi cu el până simți că poți să te oprești și că poți să alegi și altceva. Și să o faci într-o zonă în care și tu ești ok și terapeutul e ok. Da? Mi-ai fost de mare folos.
până în acest punct, îți mulțumesc, merg mai departe în viața mea. Eu, din locul în care sunt ca om, care a venit către tine ca terapeut, am primit foarte multe de la tine și pentru asta îți mulțumesc. Ok, merg mai departe și fă cum simți că e potrivit pentru tine. Că nimeni nu posedă pe nimeni, nimeni nu deține pe nimeni. Nici omul care vine către terapeut și spune ăsta e terapeutul meu, nici terapeutul care se duce și ghidează omul spune ăsta e clientul meu. Nu e despre asta. Exact, și am pus parafa. Ăsta e clientul meu și nu ajunge nicăieri. Nu e despre control. Nu e despre dominare. Nici manipulare. E despre echilibru între a da și a primi. Despre asta. Da. Între un terapeut și un om, e tot timpul nevoie de echilibru între a da și a primi. De aceea, terapeutul îți oferă timpul lui, cunoașterea, instrumentele și tot în tolba lui, da? Iar omul îi oferă bani, cadou sau ce poate oferi omul respectiv, da? Mai era o discuție, terapeut bun costă atât și unul mai puțin bun costă atât. Legat de preț, legat de onorariu pe care îl... Aici la fel, discuțiile sunt cu dus întors. Da? Prețul terapeut îl alege în funcție de foarte multe aspecte. Dar asta nu înseamnă că dacă eu, de exemplu, sunt la nivelul de preț care e prețul pieței, aș putea foarte ușor. Păi, instrumentele, cunoașterea și tot ceea ce am eu sunt prețioase. Și înseamnă un preț. Da? Pot să fac asta. Dar am să o fac când simt că e momentul. Acum simt și știu că susțin cât mai mulți oameni dintr-o zonă de echilibru între a da și a primi, în care acum simt că ăsta e prețul corect. În momentul în care, evident că vor da evenimente, și dacă vor fi 5 oameni pe săptămână care vor avea nevoie de mine, dar eu am să zic nu mai fac consilieri individuale pentru că înseamnă foarte mult consum energetic, nu e despre bani, e consum energetic pe care tu ca terapeut îl depui. Și dacă, de exemplu, ajung în stadiul în care să am evenimente, să zicem, în fiecare weekend, evident că nu mai fac consilieri individuale, ci doar așa, când și când. Și evident că acea consiliere individuală a dat preț. Da? Dar uite, legat de ce mă face pe mine să aleg un terapeut în funcție în zona asta. Deși există pe piață și informația cum că cu cât un terapeut e mai scump, atât e mai bun. Mă abțin la astfel de afirmații și comentarii. Să da și a primi. Pentru că mai devreme prețul pe care îl cere terapeutul trebuie să fie într-un echilibru. Iar dacă există dezechilibru, mai devreme sau mai târziu se va echilibra undeva și invers. Da? Uite, și o ultimă întrebare. Cumva am vorbit și despre asta, dar face parte din concluzie, zic eu. Credeți că sunt și mulți excroci printre terapeuți? Sunt convinsă că domnul Eusebiu înțelege răspunsul din atitudinea și cu care aleg să îmi mențin imaginea, ca să zic așa. Cred că sunt multe de zis pe tema asta, dar nu e treaba mea să aduc în discuție astfel de aspecte și manifestări, pentru că eu merg pe premisa că mai târziu își primește prețul pentru care atunci când face ceva există și un efect. Terapeut este considerat excroc sau nu, va plăti. Știi? Binele pe care îl faci condiționat duce undeva. Binele pe care îl faci că știi că asta e misiunea ta și o faci dintr-un loc interior
de împărtășire, de contribuție, duce în altă zonă. Binele pe care îl faci din zona de a aștepta să primești ceva, că ai făcut bine, te duce într-o altă zonă. Binele pe care îl faci fără să aștepți nimic, dar continui să faci bine, duci într-o altă zonă. Deci sunt o grămadă de efecte și prețuri pe care le plătim mai devreme sau mai târziu. Și aici există un preț. Ok, dacă eu sunt excroc, în ghilimele, ca terapeut, întrebarea este, sunt dispus să plătesc prețul pentru asta? Pentru dacă sunt dispus să plătesc prețul pentru asta, e ok. Bun, Petra, îți mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune. Ne vedem în weekendul acesta în București, 2-3 octombrie. Cei care doresc să afle mai multe detalii găsesc detaliile la tine pe pagină, nu? Da, chiar nu mai știu, cred că astăzi am fost pe pagina de Facebook cu evenimentul. Eventual, dacă eu uiteam să postez link-ul și aici pe emisiune. Ok, super. Acum după ce închidem și să se vadă evenimentul. Super, îți mulțumesc mult de tot și ne vedem și lunea viitoare, nu? Evident, ne vedem și lunea viitoare pentru că vom fi post-eveniment București. Exact. Tu mi-ai recomandat să stau așa puțin deoparte, că am doar două săptămâni de la Galați până acum, dar nu o să-mi vină, nu o să-mi vină să stau. O să vedem ce iese la iveală. Da, am tema deja pe foaie, o știi și tu de mult și chiar mi-ar plăcea să o rezolv. Acum să vedem cum se aliniază și planetele. Bine, ce îți recomand și ce recomand și celor care și-au setat deja intenția să vină la eveniment, lucru pe care îl spun de fiecare dată, este să observe și să observi ce teme de lucru ies la iveală în săptămâna asta. Situații, oameni, diverse. Manifestări. Da? Da, diverse. Super, îți mulțumesc și ție, le mulțumesc și tuturor celor care ne-au urmărit și ne vor urmări după aia și offline. Să ai seară frumoasă, Petra, te pup. Mulțumesc. La fel.